Pentru a prinde un nou bilet în cupele europene, Energia trebuie să aducă la Târgu Jiu medalia de bronz. Cum vă așteptați să fie confruntarea cu Steaua? Două meciuri, cel puțin două meciuri foarte grele. Va fi o dublă grea și Steaua, ca și noi, ne dorim foarte mult acest loc 3 pentru a putea participa în Eurocele sezonul viitor. Steaua, o echipă bună a campionatului, care a dus trena foarte mult timp și au demonstrat-o și în acest play-off. Dat 3-0 cu Oradea. Au avut cea problemă cu cei de la Târgu Mureș, însă Târgu Mureș, până la urmă, este una dintre echipele tare ale campionatului nostru. Energia a ajuns în finala mică după ce a fost eliminată de Asesoft Ploiești. Cele două echipe au jucat 4 meciuri, scor final 3-1 pentru ploieșteni. Pentru titlu, Asesoft se va lupta cu BC Mureș. În Europa, încă la prima participare, Energia a scris istorie. A ocupat locul 3 în Eurochallenge, reprezentând cel mai mare succes al basketului românesc la nivel de club după cucerirea de către Asesoft Ploiești a FIBA Europe Cup 2005.